Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Felul în care îți începi dimineața dă tonul pentru cum va arăta restul zilei, asta pentru că dacă ai un început bun, vei dobândi și motivația necesară pentru a duce la bun sfârșit sarcinile pe care ți le-ai propus. Și ca să ai un început bun, ai nevoie de o rutină de dimineață care te ajută să nu pierzi mult timp și efort mental, pentru că o rutină constă în lucruri pe care dacă le faci de suficient de multe ori, îți intră în reflex. Rutina mea de dimineață e alcătuită din 8 activități, să le zicem așa, și sunt lucruri pe care cred că oricine ar trebui să le facă, durează maxim 15 minute. S-ar putea să ți se pară niște lucruri mici și nesemnificative, dar îți garantez că în timp vor deveni cruciale pentru tine. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care trebuie să-l faci dimineața este patul. Dar ai putea spune, de ce să-mi fac patul? Oricum, tot la noapte mă culc în el și tot se strică. Până la urmă, de ce să mai ștergi praful? Oricum se pune la loc. De ce să speli farfuriile? Oricum se murdărez la loc. De ce să speli mașina? Oricum plouă din nou și o spală, nu? Păi da, da, te mai vede lumea că mergi cu mașina murdară pe stradă, nu e același lucru cu patul. Și patul, chiar dacă nu vine nimeni pe la tine, tot e văzut de cineva. De tine. Nu te deranjează la ochi când treci prin camera ta și vezi patul nefăcut? Pe lângă asta, cum te aștepți să faci sarcinile grele ale zilei dacă ești atât de leneș încât nici măcar patul nu poți să ți-l faci? Gândește-te la casa ta ca la mintea ta. Cu cât e mai multă dezordine și haos în jurul tău, cu atât va fi și în capul tău. Fii organizat, menține-ți mediul în care ești curat și pune tot ce poți la locul său și astfel îți va fi mult mai ușor să te concentrezi pe sarcinile dificile dacă totul este în ordine în jurul tău. Ăsta este de fapt adevăratul motiv pentru care trebuie să-ți faci patul în fiecare dimineață. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci în fiecare dimineață este înviorarea. Poți să faci câteva flotări, genuflexiuni, fluturași, exerciții simple care pun sângele în mișcare și te trezesc. Trebuie să te trezească suficient de mult încât să nu-ți mai vină să te pui din nou în pat, pentru că știm cu toții ce înseamnă să te pui din nou în pat sau să amâni alarma. După aceea, al treilea lucru pe care trebuie să-l faci este să mergi la baie și să te speli pe față cu apă rece, un alt lucru care te trezește destul de bine. Pe lângă asta scap și de ordori, acele chestii albe cu care te trezești dimineața în jurul ochilor, sunt particule de praf și celule moarte care se acumulează de altfel tot timpul în ochi, doar că noaptea nu clipești pentru că dormi și de aceea se strâng într-un singur loc. Și dacă tot ești la baie, al patrulea lucru pe care trebuie să-l faci în rutina ta de dimineață este să te speli pe dinți. Dar să ai o igienă orală bună nu înseamnă doar să dai de 2-3 ori cu periuța prin gură. E un proces mult mai complex de atât. Prima dată trebuie să folosești ața dentară, apoi să te speli cu pastă de dinți și în ultimul rând să folosești apa de gură și abia apoi poți să spui că da, te-ai spălat pe dinți. Trebuie să scureți întreaga gură, nu doar dinții. Al cincelea lucru pe care trebuie să-l faci în fiecare dimineață este să aerisești camera. Eu stau la ultimul etaj dintr-un bloc și în fiecare dimineață ies pe geam să iau puțin contactul cu lumea exterioară. Mă uit la cum e vremea, la clădirile din jur, la ce fac oamenii pe stradă și pur și simplu e un moment în care încerc să trăiesc prezentul cât mai mult și am un sentiment de recunoștință pentru că, uite-mă, am ajuns să trăiesc încă o zi pe pământul ăsta. Și cred că acest sentiment de recunoștință îmi dă forța și motivația necesară pentru a urmări ce mi-am propus în ziua respectivă. După asta, de obicei, mai las fereastra deschisă încă vreo jumătate de oră, dar depinde și de vremea de afară, dacă e frig, nu o las atât de mult. Dar camera mea se simte diferit atunci când aerul din ea stătut, respirat toată noaptea, se schimbă cu unul nou de afară. Al șaselea lucru pe care trebuie să-l faci în fiecare dimineață este să bei cel puțin o cană de apă. Când te trezești, s-ar putea să ai o mică durere de cap, asta pentru că corpul tău este deshidratat. Bea măcar o cană de apă după ce te trezești și o să vezi că o să te simți mult mai bine, mai ales că îți astâmpără puțin sentimentul de foame până ajungi să mănânci. Al șaptelea lucru pe care trebuie să-l faci în fiecare dimineață este să îți iei aportul de vitamine. Eu fac asta cu ajutorul unor comprimate de multivitamine pe care le poți găsi foarte ușor la orice supermarket. Pe lângă asta, să mănânci un fruct înainte de micul dejun este foarte indicat. Poate să fie un măr, o banană, o portocală. Și în timp ce muști din mărul tău zemos, poți să faci a 8-a activitate care îți încheie rutina de dimineață și anume să te relaxezi, să faci un lucru plăcut pentru tine. Poți să asculti muzică, de exemplu, să te uiți la un video pe YouTube, să vorbești cu un prieten, ceva care te pune într-o stare de spirit bună. Un lucru mic care să stârnească un zâmbet, pentru că eu sunt de părere că un zâmbet poate să te ducă departe. O zi în care nu zâmbești, eu cred că e o zi aproape pierdută și pe lângă
lângă toate lucrurile serioase și importante pe care le ai de făcut în fiecare zi, trebuie să te bucuri la maxim de aceste momente mici care îți provoacă un zâmbet, pentru că ele te mențin sănătos la cap în această mare de seriozitate și de tristețe. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EdAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă vrei să vorbești mai repede cu mine decât pe Instagram, unde răspund cam după 2 săptămâni, poți să te alături canalului apăsând butonul alătură-te de mai jos și astfel vei primi numărul meu de telefon, unde mă poți suna să vorbim despre orice sau să-mi trimiți mesaj și îți voi răspunde în maxim o zi. Mulțumesc dacă alegi să-mi susții munca și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!